Astăzi am venit la CEC pentru a depune actele pentru a înregistra un bloc electoral. Acum câteva zile, Consiliile Național Politice Partidului nostru și Partidului Politic Patria au decis să fie creat un bloc electoral. Blocul electoral se va numi Blocul Electoral Renato Usatăi. Toți cunoașteți că Partidul Politic Patria, cu care am participat în alegerile parlamentare în 2014, ulterior a fost exclus. Avem decizia CEDO că am fost scoși ilegal din cursă. Urmează, ca să știți, să fie înregistrate mai multe blocuri, blocuri sporire în această campanie pentru a duce în eroare cetățenii. Dodon a pregătit înregistrarea unor blocuri și partidii, și de dreapta, și de stânga. Pentru a evita orice fel de provocări de genul ăsta, noi cu colegii am decis să mergem cu blocul electoral Renato Usatăi, deoarece au avut loc și alegerile prezidențiale și toți cetățenii. Sunt sigur că nimeni nu poate confunda numele meu cu câteva partide asemănătoare, unul din care a fost înregistrat și un bloc electoral cu denumire asemănătoare cu partidul nostru urmează să fie înregistrat în scurt timp. Va fi o campanie foarte murdară și foarte complicată. Lumea mai în vârstă va dat seama că muși dacă se vadă blocul nostru, blocul Maia Sandu, fel de blocuri pentru a rupi, să-i spunem noi, din partea concurențelor reale anumite procente. Pentru asta noi am înregistrat blocul Renato Usatăi și sunt sigur că vom reuși. Noi am avut diferite propuneri, deoarece toate propunerile care au fost și care sunt astăzi pentru a crea un bloc și cu alte partide, sunt din partide care deja unii au fost la guvernare, alții au făcut parte din guvernare. Sunt cu o istorie, alții au o istorie foarte tristă, ca manager, ca conducător. Echipa noastră, noi n-am fost niciodată la guvernare, n-am fost nici măcar deputați în Parlament, nu mai vorbim de guvernare. Și astăzi, orice bloc cu cei din trecut ar însemna prima că nu suntem siguri pe noi, dar noi suntem siguri. Și doi, cetățenii au o speranță astăzi pentru schimbări, pentru o resetare a Republicii Moldova și așteaptă ceva nou. Noi am fost și suntem un partid de centru. Rezultatul alegerilor prezidențiale a demonstrat foarte clar că avem votanți și de dreapta, și de stânga, de centru, cum îi numesc experții. În Federația Rusă noi am fost pe locul întâi, la 17 secții de vot. În același timp, în România, eu am avut mai multe voturi decât toți unii niște candidați împreună. Și de asta noi nu putem fi catalogați ca partid sau bloc de stânga sau de dreapta. Suntem blocul care va uni absolut toți cetățenii care vor o schimbare. Săptămâna viitoare vom prezenta lista candidaților blocului Renato Usatăi. Veți vedea nume notorii, persoane care au participat și au realizat foarte multe lucruri frumoase și importante pentru Republica Moldova și au un CV foarte solid. Vom prezenta prioritățile, programul și vom da mai multe detalii ce ține de pași în campanie electorală și de tot ce avem de gând să facem.